Bună seara! Sunt Anatol Gule și vă salut la o ediție specială la TV8. Au rămas doar puțin peste două luni până la alegerile în Parlamentul European, alegeri care sunt foarte importante și pentru noi, pentru Republica Moldova, dat fiind faptul că de noua componență a Parlamentului European și a Comisiei Europene va depinde inclusiv mersul negocierilor privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Despre alegerile din Parlamentul European și nu numai despre situația din Republica Moldova și din România vom discuta astăzi cu doi politicieni de la București. Este vorba despre domnul Cătălin Drulă, președintele Partidului Uniunea Salvați România. Bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Bună seara! Și domnul Eugen Tomac, președintele Partidului Mișcarea Populară. Bine ați venit la TV8! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Îmi pare rău că nu a ajuns la noi și domnul Ludovic Orban, președintele Partidului Forța Dreptei. De ce? Pentru că cele trei partide, Partidul Uniunea Salvați România, Mișcarea Populară și Forța Dreptei a lui Ludovic Orban, au decis la sfârșitul anului 2023 să creeze Alianța Dreapta Unită în perspectiva alegerilor din 2024. Și vreau să vă întreb cum de v-a reușit în Republica Moldova, pe malul stâng al Prutului, toate tentativele de unificare a forțelor politice eșuează. Cum ați reușit dumneavoastră, poate împărtășiți această experiență și cu politicienii din Basarabia? Pot să vă spun că n-a fost ușor și că în general în politică e mult mai greu să construiești decât să distrugi și să faci o construcție nouă politică, așa cum am făcut noi, aducând împreună USR-ul pe care îl conduc eu, Partidul Mișcarea Populară, PMP-ul, condus de domnul președinte Eugen Tomac, și Forța Dreptei, partidul condus de Ludovic Orban. N-a fost deloc ușor să facem această construcție, dar a fost, în opinia noastră, absolut necesară, pentru că la București este o putere teoretic între două partide, PSD și PNL, de fapt, acum nu mai e decât un singur partid, noi îi spunem PSD pe roșu, culoarea de formă a PSD-ului, și PNL, care e galben, îi spunem tot PSD, dar galben. Este absolut nevoie pentru România să aibă o alternativă de dreapta, pro-europeană, modernizatoare, și să mergem în aceste alegeri, pentru că la București avem anul acesta, ați menționat alegerile europarlamentare, pe 9 iunie avem și alegeri pentru primari, nu trebuiau să fie pe 9 iunie, trebuiau să fie în finalul lunii septembrie, dar puterea actuală, pentru prima dată după Revoluția din 1989, a decis să schimbe data alegerilor față de cum sunt ele stabilite în mod normal, și o decizie care a fost luată acum o lună. O decizie pe care noi suntem în curs de a o contesta. Comaseze, adică două feluri de alegeri. Da, dar în România există o tradiție, o lege, o legislație, o tradiție foarte clară. Alegerile se organizează întotdeauna la exact 4 ani sau 5 ani în funcție de tipul de mandat, la 5 ani prezidențiale și europarlamentarele, de la ultimele alegeri. Minus o zi sau două, că trebuie să pice duminica. N-a fost niciodată o problemă în atâtea cicluri electorale de comasare, să le punem. Anul ăsta a apărut pentru prima dată această idee. E una prin care actuala putere încearcă să cumva să ascundă în spatele scorului de la primării susținerea reală de care se bazează în rândul populației, care nu este majoritară. Prin urmare, asta ridică semne de întrebare asupra capacității de a continua. Noi am format această alternativă de opoziție democratică, unită, să strângem energii și să-l dăm oamenilor un proiect clar pe care să-l voteze. Au încercat foarte mult adversarii noștri politici care sunt la putere în momentul de față la București, anul trecut, să inducă oamenilor ideea că se poate doar într-un fel. Ori cu ei, acest PSD roșu, PSD galben, noi spunem Partidul Comasat Român, preluând PCR-ul pe care l-au avut comuniștii, pentru că e o alternativă de stânga, și respectiv extremiștii de la AUR dirijați cam de prin alte părți. Știți foarte bine domnul Simion are interdicție de intrare și în Republica Moldova și în Ucraina. Nu este adevărat. România are o alternativă de oameni care, noi când am fost la guvernare USR, am făcut PNRR-ul, am adus bani europeni, am adus autostrăzi în Moldova de partea dreaptă a Prutului, și cu asta mergem cu optimism, pentru că după aceea în toamnă avem și alegeri prezidențiale și alegeri parlamentare. Asta este Alianța Dreapta Unită, este opțiunea cu care mergem în toate rundele de alegeri.
Ați vorbit despre alegerile locale care vor avea loc odată cu alegerile parlamentare și vreau să vă întreb, eu știu că există o decizie a Consiliului Europei prin care mandatul aleșilor nu poate fi limitat. Eu înțeleg că mandatul aleșilor locali expiră în toamnă. Expiră în toamnă și vor fi aleși alții la nouă iunie. Vom avea două runde de, deci un primar ales și unul care așteaptă la vestiar, vreo chiar până la 5 luni, pentru că în 9... Deci vor intra în funcție, în exercițiul funcțiunii doar după ce va expira. La 1 noiembrie. Am înțeles. Deci vor avea și un set de consilieri locali și un primar, ca unii care sunt în funcție, unii care stau să-i înlocuiască. Pe de altă parte, Comisia de la Veneția, un organism extrem de important al Europei, care stabilește regulile în zona electorală, spune foarte clar că un an înainte de alegeri nu faci schimbări, pentru că întotdeauna cei care sunt la putere tind a le face în propriul avantaj. Asta, același lucru se întâmplă și la noi, nu ne mirăm deloc. Domnule Tomac, pentru dumneavoastră, ce a însemnat aderarea la această dreaptă unită? Domnule Golea, mă bucur în primul rând că am acest prilej de a transmite câteva mesaje importante pentru publicul din Republica Moldova. Noi știm că jumătate din cetățenii Republicii Moldova nu sunt români doar prin grai, ci sunt români și prin cetățenie și este dreptul lor să știe ce se întâmplă în țara lor mamă și de cetățenie. Așa cum spunea domnul președinte Cătălin Drulă, acest proiect nu s-a născut simplu. Dar dacă în România, la ora actuală, există un om de care se teme actuala putere, este domnul președinte Cătălin Drulă. Este meritul exclusiv al dumnealui pentru că a avut capacitatea și viziunea necesară pentru a veni și a invita partidele din opoziția democratică alături de cel mai mare partid de dreapta din România. Deci dacă există în momentul de față o alternativă de care puterea actuală se teme, este Dreapta Unită, pentru că noi am reușit într-un timp foarte scurt să explicăm pentru mii de aleși locali, pentru zeci de mii de susținători activi, de ce este important ca partide de opoziție să nu mai rămână singure să alege pe aceeași pistă, să încerce să convinge electoratul, ci să vină în jurul celui mai mare partid de opoziție din România, partid de dreapta, așa cum este USR-ul. Pentru noi a fost o surpriză foarte plăcută această invitație și evident că am acceptat-o cu maximă responsabilitate. De ce? În primul rând pentru că avem obiective comune. Dorim ca România să nu deraieze de la drumul pe care și l-a asumat, chiar dacă este stat membru al Uniunii Europene. Am văzut multe țări în Uniunea Europeană care cu foarte multă ușurință abandonează principii, abandonează valori și în numele acestei stabilități tot folosite în exces, încearcă, de fapt, să diminueze rolul și importanța democrației într-o societate liberă. Faptul că noi am văzut că există această opțiune de a ne coaliza energiile într-un proiect credibil pentru cetățenii români, am aderat la acest proiect cu toată convingerea, pentru că, evident, toți ne temem de război. Toți suntem conștienți de consecințele crizelor prin care am trecut. Dar asta nu înseamnă că în vremuri complicate trebuie să ne abandonăm principiile pentru care în România în 1989 s-a murit. Și de aceea cred că este foarte important să nu renunțăm cu ușurință la drepturile care definez democrația. Votul este un drept extrem de important pentru societățile democratice. Noi avem acum, din păcate, la putere două grupări politice care vor să substituie democrația prin aranjamente politice extrem de periculoase. Și de aceea eu sunt absolut convins că proiectul nostru, Dreapta Unită, va schimba datele problemei pe scena politică românească. Am creat această alianță care vrea să câștige alegerile europarlamentare, chiar dacă știm ce adversar puternic avem în față. Și de aceea vom încerca în săptămânile și lunile următoare să le explicăm oamenilor cât de important este să iasă la vot, cât de important este să-și exercite acest drept și, în mod special, cetățenii români din Republica Moldova. Eu
în ultimii 5 ani de zile am avut în Parlamentul European peste 250 de participări la dezbatere active pe diferite teme. Întotdeauna, cred că în peste 50% din aceste dezbateri, indiferent că discutam despre mediu, că discutam despre chestiuni ce țin de infrastructură, am insistat pe susținerea Republicii Moldova. O fac de ani de zile din convingere. Și cred că proiectele pe care Dreapta Unită și le asumă pentru Republica Moldova vor ajuta enorm, inclusiv Republica Moldova să-și păstreze dinamismul pe care îl are în relația cu Uniunea Europeană. Republica Moldova nu are nevoie doar de mesaje de solidaritate, are nevoie de instrumente concrete prin care se poată avansa procesul de integrare europeană. Și asta mă așteptam de la guvernarea noastră, de la București, să vină cu un pachet complet în ceea ce privește, de exemplu, crearea unui spațiu energetic comun. Și asta Uniunea Europeană poate finanța. Guvernul de la București nu are un asemenea proiect. Noi vom insista pe un asemenea program. Avem specialiști foarte buni. Vorbeam mai devreme cu colega mea care la fel va candida pentru Parlamentul European, Cristina Prună, un specialist de excepție în politici pe energie. Noi venim cu proiecte concrete pentru Republica Moldova și m-aș bucura foarte mult ca temele pe care le avem să avem posibilitatea să le prezentăm și de aceea vă mulțumesc pentru această invitație și vreau să știe cetățenii români din Republica Moldova că la București există o echipă de oameni care au credibilitate, ceea ce este foarte important la nivel european, și un lider care și-a asumat această construcție și acest lider este domnul președinte Cătălin Drulă. Partidul Mișcare Populară era foarte popular în Republica Moldova. Întotdeauna ați ocupat primul loc la alegerile din Republica Moldova, deși ca și număr de voturi nu este atât de mare. După plecarea domnului Băsescu din fruntea partidului, bănuiesc că lucrurile se pot schimba, cu atât mai mult că PNL nu, dar PSD este foarte activ la Chișinău. Are și un partid pe care, de fapt, îl gestionează, Partidul Social-Democrat European, și se vorbește prin culoare că domnul Ciolacu ar fi și nănașul unui măreaj al acestui partid cu Partidul Mișcare Alternativă Națională a primarului de Chișinău, Ion Cioban. Care este strategia dumneavoastră în această situație când PSD-ul n-a avut niciodată votanți mulți în Republica Moldova? Acum s-ar putea să aibă. Care va fi strategia dumneavoastră? Cum veți face lupta politică aici în secțiile de vot? Încă nu știm câte vor fi, dar vor fi multe. Multe, da, peste 30 probabil. Ne dorim evident o participare cât mai mare pentru că aceste alegeri au o miză mai mare decât într-un an obișnuit. Așa cum spuneam mai devreme, în România e un super an electoral. Toate tipurile de alegeri. De fapt, în toată Europa și, da, și în toată lumea. În România s-a nimerit, se întâmplă odată la 20 de ani, că avem toate tipurile de alegeri și apoi nu mai avem deloc timp de 4 ani. Cum va arăta România, viitorul european al României și în același timp a Republicii Moldova, depinde de rezultatul acestor alegeri. Cei de la PSD nu sunt pro-europeni din convingere. Ei sunt pro-europeni de conveniență. Adică le convine acum, vor să ia niște bani europeni și să aibă beneficiile, dar nu vor să facă ceea ce ține de a fi în acest club. Pe tema de stat de drept, pe tema de reforme și lucrurile astea încep să se vadă. Au fost reprezentații Comisiei Europene la București care au spus niște lucruri foarte grave zilele trecute în ceea ce privește stadiul reformelor, în ceea ce privește situația fiscală a țării. PNL-ul practic nu mai contează, este doar o anexă, este complet anexat, practic candidează pe aceeași listă. Vă dați seama? Păi și ei s-au unificat. Și dumneavoastră Dreapta Unită și ei. Bun, deci avem această stânga comasată versus Dreapta Unită. Eu cred că e o luptă pentru sufletul României și al Republicii Moldova și pentru cum vor arăta poate următorii 10 ani. Să nu spun viitorul unei generații. De-aia este atât de importantă, de-aia fac un apel la cei care ne urmăresc să iasă la vot,
Știu că în partea dreaptă a spectrului politic din România, pe baza rezultatelor ce le-am avut, eu am fost top luni ministru al transporturilor în România. Am lucrat la PNRR-ul, ăsta e planul de, care vine cu miliarde, 7,6 miliarde de euro pentru România, am reușit să obțin la Bruxelles, dezvoltare, dintre care cea mai mare parte din bani i-am dus în Moldova. Moldova românească, că nu putea investi PNRR-ul peste Prut, dar sunt investiții cum e autostrada A7, A8 și altele de care beneficiază toată regiunea. Care sperăm să fie prelungite. În care sperăm să fie prelungite, bineînțeles. Există un risc enorm ca dacă acest joc de închidere a democrației din România reușește, ceea ce noi nu credem și credem că vom reuși cu această alternativă pentru că simțim cum în societatea din România există susținere. Dar dacă le-ar ieși planul făcut, e un plan de laborator care include ceea ce ați vorbit mai devreme, comasare de alegeri și prezidențialele s-au mutat, profit de asta s-a anunțat și calendarul, s-au mutat mai nou în luna septembrie, în România de cred că de la Revoluție sau din 92 cel puțin, 22, de 32 de ani, alegerile sunt timpul în luna noiembrie, cele pentru președinte. E bine, vrea domnul Ciolacu să fie deja în septembrie. Deci să avem și alegeri prezidențiale în două tururi. Există un mare risc ca România să meargă pe drumul, eu știu, poate al Ungariei lui Victor Orban și Slovacia văd că o ia un pic în niște direcții imprevizibile, adică state care închid democrația, care merg către autocrație, partide unice dominante, administrații publice care depind de aceste partide. Și eurosceptice, ceea ce e rău. Eurosceptice, da, este foarte rău. Iar asta, și partenerii noștri europeni sunt în alertă în legătură cu aceste dezvoltări. Apropo, dacă îmi permiteți o secundă, Dreapta Unită era cât paci după puterea actuală de la București, să nu o găsiți pe buletinul de vot. Noi am trecut prin niște mari emoții chiar și România săptămâna trecută da. Am înregistrat această alianță reprezentând voința partidelor noastre reprezentată de... Prin înaltă curte de casație, pentru că... Întâi a fost un birou electoral central, unde... Care a refuzat. Acolo animatorul intereselor este un domn care se numește Tony Greblă, mare funcționar PSD, a fost prefect al PSD, a fost parlamentar. Acum este șeful autorității electorale din România, cea care determină cum se organizează alegerile. Și dumnealui a făcut o serie de acțiuni, mai ales împotriva Partidului Mișcarea Populară și domnul Eugen Tomac știe foarte bine, le-au fost tăiat fondurile publice în mod abuziv și ne-au spus că nu avem voie să înregistrăm alianța și nu vom fi pe buletinul de vot. Am mers la Înalta Curte de Casație și Justiție, care e cea mai înaltă curte civilă a României, chiar am fost prezenți în sala de judecată, eu împreună cu domnul președinte Tomac și domnul președinte Orban. A fost o luptă și din fericire am găsit în acești trei judecători, și atenție, și procurorul, pentru că în spețele care țin de partide vine și Ministerul Public, Procuratura, să spună care crede că e interesul poporului în acea speță. Și am fost impresionat că și procuroarea a pus concluzii de admitere a cererii noastre și a alianței, pentru că până la urmă, într-o democrație, trăim în Europa, trăim sub regulile pe care le stabilește și CEDO, dreptul european înseamnă libertate de asociere, pluralism politic. Niciodată soluția la problemele pe care le avem în societăți în acest an. Și știm foarte bine, a fost pandemie, a fost probleme economice, avem războiul de lângă, avem inflație, România din Uniunea Europeană are cea mai mare inflație de departe, din cauza problemelor de gestionare economică ale actualului guvern. Niciodată soluția nu este să reducem democrația. Există un mit pe care îl spun autocrații de peste tot și nu, dar ce e atât democrație, că e deranj cam mare, mai ne poate fi bine și fără democrație? Nu. Nu poate fi bine fără democrație. În pluralism, în capacitatea de a alege dintre mai multe idei, în a atrage oameni buni care nu vin doar să care geanta partidului unic ca să ajungă puși în poziții, în asta stă puterea unei țări. Și cu acest mesaj noi mergem în alegerile de anul acesta. Și eu vreau să vă întreb aici, atunci când dumneavoastră, domnule Drulă, insistați pe crearea Alianței Dreapta Unită, pentru ce vă trebuie dumneavoastră? Partidul dumneavoastră este creditat în sondaje mult mai bine decât partidul domnului Tomac sau partidul domnului Orban. Să știți că îmi și repugnă să vorbim. Să știți că un partid, oricâte voturi ar avea și intenție, că 1, că 3, că 5, că 7... Are nevoie de parteneri. Nu, dar ei reprezintă niște cetățeni. Și în primul rând ar trebui să vorbim în termenii ăștia. Eu știu că există oameni care se regăsesc în munca și ideile membrilor din Mișcarea Populară. A spus foarte bine că un partid care a fost inspirat și fondat de președintele Traian Băsescu
care a făcut ceva în politica românească, un partid cu structuri, cu doi europarlamentari. Și uitați-vă la activitatea domnului președinte Tomac. Recent, împreună cu colegul meu, europarlamentarul Vlad Botoș de la USR, care este și el astăzi în Chișinău. Cunosc și asta. Și cu domnul europarlamentar Tomac și domnul președinte Traian Băsescu. La tezaur vreți să vă referiți. Da, la tezaur. Au trecut o rezoluție extrem de importantă, prin care Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care României să-i se returneze tezaurul furat de Moscova. Asta înseamnă că oricând în viitor, va exista undeva în viitorul ăsta, vom trece și o de război. Oportunitate. Și poate că se va schimba puterea la Moscova. Eu nu știu dacă va fi peste 5 ani sau 10 sau 20, dar oricât ar fi, când cineva va dori să discute cu Uniunea Europeană și să spună exista și Germania după războiul al doilea. Deci când într-un viitor nu va putea să normalizeze relația cu Uniunea Europeană fără să se dea României înapoi tezaurul. Este o realizare importantă. Domnule Tomac, vreau să vă întreb dumneavoastră, credeți dacă am adus vorba aici, vreau mai jos. Credeți în posibilitatea returnării? Este vorba despre 91 de tone de aur, așa, da? Aproximativ. Tezaurul României care a fost luat de Rusia. Domnul Golea, Rusia, indiferent că a fost țaristă, că vorbim de Uniunea Sovietică, că vorbim de Rusia lui Putin, a jucat doar în termeni extrem de duri. În termeni în care nu a avut ieșiri, și atunci a fost nevoită să accepte dialogul. Până acum, între București și Moscova, a existat un dialog fals pe acest subiect. Pe principiu, nu știm, mai căutăm, vedem, am auzit și noi. Și eu mi-am dat seama că este foarte dificil să obții ceva de la Federația Rusă, atât timp cât nu îi aduci în situația în care trebuie să-i constrângi să recunoască că au o problemă pe care o pasează de mai bine de un secol. Pentru noi este foarte important acest dosar, în primul rând, dincolo de valoarea propriu-zisă a tezaurului, discutăm de 91,5 tone de aur și foarte multe bunuri de patrimoniu, deci un tezaur cultural, că, practic, în timpul primului război mondial, noi eram aliați. Și Moscova a insistat atunci ca tot tezaurul României, tezaurul cultural, tablouri, picturi, tot ce aveau muzeile României, tot ce aveau mănăstirile României, au fost urcate în vagoane, în două etape și duse la Moscova în 1916 și 1917. Există o listă ceva? A existat un acord bilateral între guvernele noastre, ca bunurile transferate în timpul războiului să fie returnate după ce se încheie războiul. Puterea sovietică a anulat acest acord și a făcut tot ce a stat în putință timp de un secol să găsească originalul acestui acord, să-l distrugă în perioada sovietică. Decidenții noștri, indiferent de culoarea politică și vremuri, au fost mult mai inspirați și au protejat acest acord și îl păstrează autoritățile române în original și astăzi. Mulțumesc că aici avem publicitate, sunt nevoit să vă întrerup. Publicitatea în câteva minute, revenim și continuăm. Rămâneți cu noi! Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem. Spală mita în Ligian. Victor, procuror mituit. Numai el știe cu cât stres a luat și a spălat banii aceștia. Domnul Dumitru, primar avar. După ce spală mita, o usucă cu mare grijă. Viorica, deputată transfugă, netezește cu fierul de călcat fiecare bancnotă primită. Doamna Irina, judecătoare compromisă, își păstrează unghiile și spală mita doar în mașina de spălat. Cutia Neagră Plus cu Mariana Rață, duminică, ora 19:45, doar la TV8. Deci, da, dar și nevoile sunt foarte mari.
cine veniți? Veniți altă zi. Tu ai ce mânca aici? La dumneavoastră a fost găsit 85.000 de lei. Dumneavoastră a fost unul dintre beneficiarii lucrării. Aveți ceva de ascuns sau ce? Că nu înțeleg. Nu, nu se primează nimic. Și noi nu am primit răspuns, legea a fost încălcată. Nu vreți să-mi spuneți dacă erau ceva ilegalități acolo sau nu? Un vădicet, un copil, nu doarme acasă, deși are casă. Am fost supravegheat de pe malul celălalt și fac băieții treaba bine aici. O zi bună. Ați consumat alcool? Cât să mai aștept? Aștept o clipă. Nu recunoașteți nici acum, că atunci erați în stare de băietate. Și nu ne dați voie să fie mulțumim. Mai jos de securitate. Avem sau nu un sistem de apărare anterior? Fiecare zi, un început. Noi evenimente. Noi provocări. Pun întrebări ca să aflu un răspuns. Pentru că deciziile lor influențează viața noastră. Iar vineri nu lăsăm evenimentele în umbră. Tragem linia, le dezbatem și le analizăm pe cele care contează. Întreabă Ghețu. Vineri, 20.00, doar la TV8. Totul din viață. Totul din viață. Sute de istorii. De cum să nu iubiești viața asta? Secrete de vedete. Ce ai zis? Până la unghier? Da, dar am zis alte lucruri, dar nu din cap am zis. Vine și mă treabă, stau în bucătărie. Dar m-ați pupat. Muzica care îți place. Știe iarna, știe liniștea. Și nenumărate provocări. Este ce faci tu în fiecare zi. Iubește viața. Duminică, de la 9.30 și la 21.00. Doar la TV8. Bine v-am regăsit la Cutia Neagră. O viață întreagă, n-ați lucrat nicăieri. Aveți vreo presimțire că ați putea fi demis? Ce pe Platon atât de greu să mișcă lucruri? Cu șor, ce urmează să se întâmple? Care le cere așa și se murează în procuratură. Sportivii noștri au valoare. Pasiune. Devotament. Acțiune. Muncă. Talent. Campionii nu se nasc, ei devin. Campionii cu Stas Cernavca, doar la TV8. Am revenit în studio, discutăm în cadrul acestei ediții speciale cu domnul Eugen Tomac și Cătălin Drulă. Vorbeam despre Dreapta Unită. Am văzut documentul dumneavoastră care conține 12 puncte de bază privind strategiile acestei noi formațiuni, coaliții, și vroiam să ne oprim asupra câtorva din ele. În special aveți un punct sprijin pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Probabil domnul Tomac, în calitate de europarlamentar actual, cum? Ce trebuie să mai facem ca să, care ar fi sprijinul mai mult, mai repede ca să accelerăm această cale europeană? Eu sunt convins că după alegerile din 9 iunie, când echipa noastră din Dreapta Unită cu colegii din USR, lista este deschisă de domnul Dan Barna,
un om cu foarte multă experiență politică, cu o credibilitate foarte puternică la Bruxelles și sunt convins că după alegerile de 9 iunie va avea și o funcție importantă la nivel european. Vom lupta pentru acest lucru cu toții și cu o majoritate parlamentară la toamnă, cu un președinte de dreapta, vom reuși să intrăm într-o altă etapă în ceea ce privește relația Republicii Moldova cu România și Uniunea Europeană. Pentru noi, pe lista de priorități zero este susținerea Republicii Moldova. Republica Moldova a reușit să obțină, datorită acestui context de, plin de împrejurări cu provocări de securitate, ceva ce nu speram în urmă cu 5 ani de zile. A ajuns să negocieze acum intrarea în Uniunea Europeană, ceea ce este fantastic. Dar greul abia de acum încolo începe. Și pentru asta Republica Moldova are nevoie de parteneri credibili la Bruxelles. Eu și colegii mei vom fi de departe printre cei mai activi promotori în toate domeniile, atât în Parlament, cât și în relația cu celelalte instituții pe dosarul de integrare al Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Și am să vă dau un singur exemplu. Când se dezbătea anul trecut bugetul Uniunii Europene, bugetul general. General, da. Sunt dezbateri de ore întregi și zile. Comisarul pe buget, Johannes Hahn, a răspuns la o singură interpelare pe care am ridicat-o eu în plen la dezbatere și am spus: domnule comisar, ați fost înainte de a fi comisar pe buget, comisar pe extindere. Cunoașteți foarte bine realitățile din Republica Moldova. Vă cer ca Uniunea Europeană să-și respecte toate angajamentele și să ofere cât mai mulți bani Republicii Moldova. După o dezbatere de 6 ore, când a venit să ofere răspunsuri la toate interpelările pe care le-a primit în dezbateri, faptul că a răspuns la prima întrebare a fost cea pe care am ridicat-o eu, a fost semnalul cât se poate de clar că atunci când faci lucrurile cu responsabilitate, cu convingere, poți schimba lucrurile. Nu doar că a susținut în plen că ceea ce am propus va fi respectat, ci a ținut să vină direct în locul unde eram în sală, să-mi spună: mergi și transmite-le autorităților Republicii Moldova că toate angajamentele pe care mi le-am asumat la Chișinău vor fi respectate. Asta înseamnă să poți să susții Republica Moldova, pe de o parte. Pe de altă parte, evident că eu sunt convins că atunci când vom ajunge la guvernare și, repet, România va avea un președinte de dreapta, sunt absolut convins de acest lucru. Ne spuneți și cum îl va chema? Cum îi va fi? Eu sunt convins și știu cine va fi, dar evident că la momentul potrivit vom face și acest anunț, pentru că este foarte important ca românii să știe cine ne va conduce destinele noastre în următorii ani de zile. Și pentru acest lucru evident că vom lupta, pentru că pe lângă alegerile europarlamentare avem în această vară o mare provocare, pentru că puterea de la București a schimbat calendarul alegerilor prezidențiale, le-a mutat în luna septembrie și evident că noi ne vom bate astfel încât românii să-și păstreze opțiunea pe care au avut-o. Pentru că în 2014 stânga a pierdut președinția, deși la fel ca și acum cumpăraseră toată presa, toate partidele, mai puțin opoziția de dreapta. Și pentru că cetățenii au fost foarte dezamăgiți de ce s-a întâmplat după realegerea președintelui Iohannis și, în mod special, după 2020, pentru că PNL-ul a avut un mesaj extrem de înșelător în 2020. A spus așa: președintele Iohannis, votați PNL, scăpați de PSD. Și primul lucru care l-a făcut a fost să alunge USR-ul de la guvernare și să-și creeze această coaliție din cele două partide care l-ascultă până în prezent, deși își încheie mandatul și n-a lăsat absolut nimic semnificativ în urmă. Și asta înseamnă o mare dezamăgire pentru electoratul de dreapta și noi știm ce rol ne-am asumat. Noi trebuie să convingem din nou electoratul de dreapta că au o speranță și această speranță este Dreapta Unită și evident că candidatul nostru la prezidențiale
va fi cel care va învinge stânga, pentru că PNL-ul nu va mai avea candidat, deja au listă comună cu PSD-ul, s-au împărțit apele. Și candidatul PSD-ului va fi domnul Ciolacu? Indiscutabil. Și domnul Drulă va fi candidatul Dreptei Unite? Este o posibilitate foarte reală, dar lăsați-ne să facem anunțul ăsta când îl avem împreună în alianță. Pe dumneavoastră vreau să vă întreb primul punct în cele 12 la care m-am referit, integrarea completă a României în spațiul Schengen. Și este important acest deziderat și pentru cetățenii români din Republica Moldova, pentru că fiecare care este cetățean român este interesat și noi avem aici peste 1 milion de cetățeni. De ce s-a tergiversat atât de mult? Cum s-a întâmplat? Și care sunt perspectivele? Când va fi decizia? În primul rând, în capacitatea de a negocia cum trebuie autorităților noastre. Adică atât de mult au făcut din această apartenență la familia populară europeană și că de acolo vor reuși să obțină rezultate și Klaus Iohannis se vinde ca pe un lider respectat în Europa. Iată că un lider respectat n-a reușit să determine, știm că e vorba de practic de e vorba de veto-ul Austriei în principal. Da. Și se vede că lucrurile n-au fost aranjate și făcute, puse la cale cu responsabilitate, pentru că anul trecut ni se anunța ca sigură în noiembrie 2022. Că gata, la în decembrie ni se atunci în 2022 și până la urmă s-a adoptat doar în avia, deci și abia după un an de zile am obținut acest acord pe aerian. Este dreptul României. Domnul președinte Tomac, colegii europarlamentari s-au luptat pe toate fronturile cu presiuni foarte mari făcute pe Austria, suplinind foarte mult ineficiența administrației românești. Noi am discutat în familia politică în care facem parte, Renew Europe, și Olanda nu s-a mai opus. Tradițional fusese și Olanda în zona aceasta. Da. Guvernul domnului Rutte și-a exprimat acordul pentru România să intre în Schengen. Este un obiectiv legitim. Românii au îndeplinit toate condiționalitățile. Este și o piedică economică, pentru că tirurile stau la granița de vest a României. Și sperăm să fie înlăturată cât mai repede. Poate că cu schimbarea de guvern la București, poate schimbă și în Austria guvernul, că tot în această toamnă au alegeri și pe curat obținem acest obiectiv. Dar puțin probabil se întâmple până la sfârșitul acestui an. Eu sunt convins că se va întâmpla. Se va întâmpla. Da, pentru că eu sunt convins că un președinte, precum domnul președinte Drulă, în Consiliul European, n-ar lăsa nicio ședință să se scurgă fără a se lua această decizie. România este un stat membru al Uniunii Europene care trebuie tratat cu respect și un lider care își apără țara și cetățenii nu pune interesele și agenda personală deasupra intereselor cetățenilor. Și noi ne vom bate pentru aceste obiective. Și văd că aveți în dezideratele Dreptei Unite și aderarea la zona euro. Cât de curând se poate întâmpla? Din păcate ne îndepărtăm prin politicile economice ale Guvernului de la București, pentru că acolo sunt niște criterii de convergență. Deficitul trebuie să fie într-o anumită zonă de stabilitate fiscală, monetară, și dacă acum câțiva ani îndeplineam mai mult de un criteriu, acum cred că suntem doar la unul singur. România este singura țară din Uniunea Europeană care din 2019, deja facem 5 ani, este în procedura de deficit excesiv, acest mecanism de control al Uniunii Europene care spune unei țări: voi n-aveți finanțele în regulă, cheltuiți mai mult decât produceți. Asta reprezentând un risc sistemic când faci parte dintr-o piață integrată. Adică, și atunci toate țările trebuie să rămână în... Din păcate, chiar Comisia Europeană a fost la București zilele trecute, reprezentanții Comisiei au spus că estimează deficitul la 7% din produsul intern brut și pentru anul acesta. Economia României nu e într-o stare bună ca urmare a politicilor acestui guvern. Noi am spus permanent că e nevoie de reforme, nevoie de tăierea de cheltuieli inutile, nevoie să nu sufocăm economia din România cu noi taxe, ceea ce s-a întâmplat. Au fost crescute taxele. Și aici e iarăși o chestiune care a strânit multă furie din partea cetățenilor, și anume că PNL a pretins că candidează pe o platformă de dreapta la alegeri, ba chiar a fost parte din programul electoral că nicio taxă nu va crește.
și au introdus tot felul de taxe, de la faptul că cine lucrează pe un contract cu timp redus, de două ore, part-time, cum se spune, trebuie să plătească taxele ca pentru un contract întreg. Asta era o măsură inițial introdusă de Dragnea, un PSD-ist în România, scoasă de guvernul domnului Orban, partenerul nostru de alianță, și apoi reintrodusă de guvernul domnului Ciucă. Și numai un exemplu. Au crescut taxele pe domeniul de IT, pe domeniul contribuții, taxe, dări, agricultură, cei care lucrează în industria alimentară. Sunt domenii întregi, aproximativ 1 milion de angajați afectați. Companiile cu TVA-ul și ăsta a crescut. Vorbesc cu mici antreprenori și nu mai știu pe unde scoate cămașa în tot felul de sisteme birocratice. Acum trebuie să introducă facturi. Și în general ăsta e motivul pentru care economia a frânat. Pentru că ce nu înțeleg ce socialiștii ăștia este că nu poți să sufoci în continuu economie punându-i taxe mai mari, biruri și să te aștepți că îți va genera bani. Nu merge așa. Oamenii ori îi bagi în faliment, ori caută metode de a supraviețui și atunci tot nu plătesc. Soluția este să ai o creștere economică sănătoasă printr-un mediu previzibil fiscal. Aderarea la euro ar însemna garanția banului. Noi acum am avut o stabilitate relativă a monedei naționale comparativ cu euro, dar toate lucrurile pot avea un sfârșit, mai ales în momentul în care ai astfel de deficite uriașe, deficitul public, adică cheltuiește guvernul nostru la 4 lei aduși la bugetul de stat, mai împrumută un leu în fiecare zi. A ajuns România, că îți vă dau o cifră, să împrumute aproape în fiecare zi lucrătoare 1 miliard de lei ca să-și finanțeze acest deficit. Deci statul român se împrumută 1 miliard de lei pe zi lucrătoare. De luni până vineri, Ministerul Finanțelor iese pe piață și ia cât 1 miliard de lei împrumut. 200 și ceva de miliarde pe an. Nu sunt sustenabile aceste lucruri. Credem că aderarea la euro și respectarea unei discipline fiscale înseamnă să asigurăm și viitorul copiilor noștri. Mai ales că România, ca multe state din Uniunea Europeană, va avea și o mare problemă demografică. Dacă astăzi în România lucrează un angajat la un pensionar, aproximativ, în câțiva ani vom ajunge să fie un angajat la 2,5 pensionari. Da, ceea ce este și aici, în partea stângă a brutului. E adevărat, dar pentru așa ceva trebuie să ne pregătim din timp, nu să lăsăm... Deci zona euro este un deziderat, dar așa mai de perspectivă. Sigur, trebuie să punem guvernul care va prelua, guvernul de dreapta, care va prelua în toamnă guvernarea României, trebuie să pună economia în ordine. Nu va fi foarte simplu, eu spun, dacă cineva spune, domne, va curge lapte și miere de a doua zi, pentru că asta se întâmplă după guvernele de stânga. Experiență nu e numai a României, dar România a fost întotdeauna așa. Vine dreapta, pune în ordine politicile publice, pune în ordine, așa vine stânga, le face praf, și îți lasă un pocinog enorm și apoi tu trebuie să curezi după ei. Asta se va întâmpla și cu guvernul de dreapta, dar nu e singura soluție, că altfel ne pasc lucruri mai rele. Atunci când vorbim despre relațiile dintre România și Republica Moldova, vreau să întreb dacă preconizați ceva pentru simplificare trecerii frontiere, pentru că domnul Tomac vine destul de des la Chișinău și știe care este situația. S-a făcut prima încercare la Leușeni-Albița pe pista de intrare în România, este punct unic și lumea întreabă dacă s-ar mai face, poate s-ar unifica cel puțin, s-ar simplifica, pentru că la sărbători este drastic, trebuie o reînșir la Sculeni sau la Albița. Domnul Golea, m-am întâlnit azi întâmplător cu un grup de parlamentari socialiști care mergeau la o ședință. Da, da, congresul. Noi înregistrăm emisiunea sâmbătă și sâmbătă a fost congresul Partidului Socialist. N-am vrut să spun că e sâmbătă. Da, dar nu, nu e o problemă, că nu facem, dar emisiunea va fi dată. Și m-au salutat politicos și eu i-am întrebat unde merge și mi-au spus la congres. Și i-am întrebat, sper că votați Unirea, și au râs toți. Păi, să știți că ei, nu știu în Parlamentul actual cât sunt, în Parlamentul precedent erau 9 deputați socialiști, cetățenii români. Cu cetățenie da. Română, da. De ce vă spun acest lucru? Pentru că eu sunt unul din politicienii care crede că mai devreme sau mai târziu acest subiect va trebui discutat serios. Pentru că ne păcălim nepermis de mult și ne păcălim în sensul că această lipsă de coerență în a apropia și mai mult cele două maluri ale Prutului aduc dezavantaje mari, în primul rând pentru cetățeni. Eu mi-aș dori ca în toamnă să avem un guvern la București care să vină la Chișinău cu următorul plan. 1. Să facem Prutul navigabil, să avem cât mai multe treceri, astfel încât și pe chestiuni ce țin de schimburi economice, chiar pe zona de proximitate, lucrurile să funcționeze mult mai rapid, mult mai natural, mult mai eficient.
Chestiunea asta este practicată în foarte multe state. Noi trebuie să transformăm Prutul într-o autostradă verde. Rezolvăm și problema cu Ucraina, care are dificultățile ei. Rezolvăm și o problemă socială și economică, inclusiv cea legată de trecerea de o parte și alta a Prutului, mult mai ușor. Noi trebuie să-i dăm Prutului ceea ce așteaptă, și anume să-l facem mult mai util din punct de vedere al schimburilor de o parte și de alta a Prutului. Asta este convingerea mea și pentru un asemenea proiect, oricând am găsit resurse financiare la Uniunea Europeană. Eu pentru acest proiect mă voi bate în următorii 5 ani de zile. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, peste câteva zile România intră în spațiu Schengen, aerian și maritim. Deci porturile noastre și aeroporturile intră în spațiu Schengen. Toți cetățenii Republicii Moldova care vor merge la Iași să zboare oriunde în Europa nu vor mai avea nevoie de control de pașapoarte și așa mai departe. Este un avantaj fantastic. Eu cred că după ce vom intra în spațiul Schengen, lucrurile se vor schimba enorm și pentru Republica Moldova. De asta spun că avem nevoie de transformarea Prutului astfel încât economic Republica Moldova să poată face față concurenții de pe piața europeană. Și asta se va întâmpla pentru că odată ce vei trece, când discutăm de poduri sau discutăm despre treceri pe apă dincolo cât mai multe, cu putințe deschise, discutăm despre o oportunitate fantastică, pentru că domnul președinte Drulă vă spunea mai devreme, PNRR-ul aduce foarte mulți bani pentru a dezvolta infrastructura în România. Vom avea autostradă până la Ungheni. O autostradă care va lega Moldova de Uniunea Europeană. Avem nevoie de proiecte pentru a extinde această autostradă până la Chișinău. Deci drumul este doar spre vest, viitorul este doar împreună. Și eu cred că avem nevoie de o relansare, o resetare a relațiilor pe proiecte extrem de pragmatice. Și sigur, acum a fost un context cu război, cu criza de pandemie și lucrurile s-au legat într-un fel destul de natural, pentru că România susține Republica Moldova și așa este firesc. Însă nu este suficient doar să trimitem suport punctual, ci avem nevoie de un amplu program prin care să relansăm și să conectăm Republica Moldova cât mai mult de Uniunea Europeană și până la urmă România înseamnă de fapt Uniunea Europeană. Și eu îmi doresc ca acest lucru să se întâmple și mesajul nostru în acest ciclu electoral este foarte clar. România și Republica Moldova unite în Uniunea Europeană. După mine, procesul de integrare europeană reprezintă de fapt primul pas spre procesul de reîntregire. Noi nu trebuie să ne temem de acest subiect și el poate fi prezentat credibil atunci când ai politicieni credibili care îl susțin. Din păcate, cei care sunt exaltați și prezintă simplist această temă încearcă să o compromită prin primitivismul cu care o abordează. Și aici o spun foarte clar. Cei de la AUR vor să folosească acest subiect doar electoral, dar ei nu au credibilitate. Nu au credibilitate în România, nu vor avea nici credibilitate în Uniunea Europeană. Și vă spun un om care a reușit să impună și să treacă un proiect important cum este rezoluția pe tezaur. Este una dintre cele mai importante decizii pe care le-a dat Uniunea Europeană cu privire la România. Și am avut doar 7 voturi împotrivă, nu pentru că nu se găseau oameni care să găsească ceva nepotrivit în textul rezoluției, ci pentru că eu și colegul meu Vlad Botoș, președintele Traian Băsescu și alți colegi europarlamentari am fost credibili când am susținut acest proiect. Iar următoarea rezoluție pe care o voi promova în Parlamentul European împreună cu colegii din Dreapta Unită va fi exact o rezoluție necesară pentru a pregăti acest proces de unificare. Eu cred foarte mult că noi trebuie să explicăm de ce este important ca România și Republica Moldova să fie împreună. La fel cum trebuie să o explicăm pentru o bună parte din cetățenii Republicii Moldova care au fost prinși în acest colac al dezinformării și se tem de acest subiect. Dar integrarea în Uniunea Europeană și apropierea de România înseamnă mult mai mult
decât facilități fiscale sau sprijin financiar. Eu v-am întrebat despre simplificarea trecerii frontierei de pe Prut. Dumneavoastră ați început să-mi explicați cum facem ca Prutul să fie un râu intern, nu de frontieră. Continuăm această temă imediat după publicitate. Rămâneți, revenim în câteva minute. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem. Spală mita în Ligian. Victor, procuror mituit. Numai el știe cu cât stres a luat și a spălat banii aceștia. Domnul Dumitru, primar avar. După ce spală mita, o usucă cu mare grijă. Viorica, deputată transfugă, netezește cu fierul de călcat fiecare bancnotă primită. Doamna Irina, judecătoare compromisă, își păstrează unghiile și spală mita doar în mașina de spălat. Cutia Neagră Plus, cu Mariana Rață, duminică, ora 19:45, doar la TV8. Deci, da, dar și nevoile sunt foarte mari. Ce nu primiți? Primiți altă zi. Tu ai ce mânca aici? La dumneavoastră a fost găsiți 85.000 de lei. Dumneavoastră a fost unul dintre beneficiarii lucrării. Aveți ceva de ascuns sau ce? Că nu înțeleg. Nu se primează nimic. Și nu am primit răspuns, legea a fost încălcată. Nu vreți să-mi spuneți dacă erau ceva ilegalități acolo sau nu? Nu vă duceți un copil? Nu doarme acasă, deșarca. Am fost supravegheați de pe malul celălalt și fac băieți treaba bine aici. O zi bună. Ați consumat alcool? Cât să mai aștept? Aștept o clipă. Nu recunoașteți nici acum, că atunci erați în stare de ebrietate. Și nu ne dați voie să mă ajung. Vă ajung în securitate. Avem sau nu un sistem de apărare anterior? Fiecare zi, un început. Noi evenimente. Noi provocări. Pun întrebări ca să aflu un răspuns. Pentru că deciziile lor influențează viața noastră. Iar vineri nu lăsăm evenimentele în umbră. Tragem linia, le dezbatem și le analizăm pe cele care contează. Întreabă Ghețu. Vineri, 20:00. Doar la TV8. Tot e din viață. Tot e din viață. Sute de istorii. De cum să nu iubești viața asta? Secrete de vedete. De ce ai zis că te pun la unghier? Da, dar am zis și alte lucruri, dar nu din casa am zis. Vine și mă treabă, stau în bucătărie. Dar m-ați pupat. Muzica care îți place. Știe iarna, știe liniștea. Și nenumărate provocări. De ce faci tu în fiecare zi? Iubește viața, duminică, de la 9:30 și la 21:00, doar la TV8. Bine v-am regăsit la cutia neagră. Am o viață întreagă, n-ați lucrat nicăieri. Aveți vreo presimțire că ați putea fi demis? Ce pe Platon atât de greu să mișcă lucruri? Cu șor, ce urmează să se întâmple? Dar cele așa și smurează în procuratură. Sportivii noștri au valoare. Pasiune. Devotament. Acțiune. Muncă. Talent. Campionii nu se nasc, ei devin. Campionii cu Stas Cernavca, doar la TV8.
Care culoare? Dar tu știi pe Vania Pățăi? Dar cum e, el e maladeței, Vania e critică și pune la punct absolut pități. Dar Vania rău nu face, numai bine, până oară el ne povestește n-arimă care-i situația din țară. Vania Băța pare ca soarele după ploaie, s-o întâmpla ceva în țară. Vania-ți spune până de sară, când apare vreun subiect, el se bagă și-l chișgioacă, chiar dacă-i de plâns o leacă, râs și hohă de provoacă. Vania se informează, apoi îi informează și pe alții. Pe Vania-l iubesc tăți, dar mai ales deputații. Dar Vania iubește pe corifani și corupți care stau pe ghebul nostru, cât de aici de-a tare mult. Aici stai Vania, Vania Băț. Dar Vania iubește pe tăți. Aici stai Vania, Vania Băț. Dar Vania iubește pe tăți. Vania Băț. Disperare. Să vă spun un secret. Responsabilitate. Vă luați certificatul de la Natalia Gheorghevna. Am revenit și vorbeam despre reunificarea Republicii Moldova cu România. Sondajele, domnule Tomac, arată că susținerea pentru ideea unificării crește în stânga Prutului. Conform ultimelor sondaje, e trecut peste 30-35% ar susține unirea astăzi. Vreau să vă întreb care este situația în România, într-o perspectivă se poate schimba, deși în sondaje se răspunde că sunt pentru, dar partidele unioniste deocamdată rămân sub 10% și în Parlamentul actual, de fapt, nu avem partide unioniste. Cum rezolvăm această problemă în perspectivă? Domnul Golea, o să vă rog doar câteva clipe să-mi permiteți. Unirea din 1918 nu au făcut-o partidele unioniste. Nici pe departe. Unirea au făcut-o partidele politice. La fel se va întâmpla și atunci când se va crea contextul. Asta este punctul meu de vedere cu privire la partidele unioniste. Sigur că și pe domnul președinte să... Sunt absolut de acord. Evident că e un deziderat pe termen lung, dar cred că cel mai important este momentul ăsta să ne găsim în prosperitate, în pace, cele două state împreună în Uniunea Europeană. O Uniune chiar mai mare decât cea dintre țările noastre. Un club care garantează siguranță, prosperitate. Și în această idee noi vom insista foarte mult și prin europarlamentarii noștri și au ca sarcină a Alianței Dreapta Unită în Parlamentul European ca Moldova să fie evaluată de sine stătător în procesul de aderare. Să nu fie la vreun pachet, la împreună, trebuie să fie judecată în sine. Avem dorința de a spori mijloacele de asistență și de sprijin atât din partea Uniunii Europene cât și a României pentru acest proces de aderare. Știm și noi că am trecut printr-un astfel de proces și nu este unul simplu, astfel încât el să se concretizeze și să fie practic cât mai rapid. Eu sunt un om practic, știți, adică îmi place să fac lucruri concrete. Am fost ministru al transporturilor în 2021, e adevărat doar 8 luni până când președintele actual al României ne-a alungat de la guvernare și am pornit reabilitarea podului de la Galați-Giurgiulești, atunci în 2021, care în 2022 a fost finalizată. Am lăsat proiectare tehnică pentru podurile de la Albița, de la Oancea-Cahul și de la, dacă nu mă înșel, de la Sculeni. Din păcate, proiecte care n-au fost apoi de către succesorii mei completate. De asemenea, România are undeva la 4-5 miliarde de euro pentru rutier, dintre care 80% merg în A7 și în A8, astfel încât să conectăm și care include inclusiv podul de la Unghien. Deci conectează inclusiv Republica Moldova de rețeaua europeană. La fel cum am făcut aceste proiecte concrete, cred că concret trebuie să înlăturăm și aceste bariere, fie că vorbim de timp de așteptare la frontieră și vă rog să mă credeți că detest, m-am născut în 81 în România comunistă și am stat la cozi.
da, la cozi, la pui, am prins tot fenomenul ăsta, am stat și la cozile noastre când nu eram în Uniunea Europeană, am stat și la cozi la ambasade ca să obțin o viză în anii 90 și detest profund această umilință prin care trebuie să treacă oamenii, această stânjenire a liberei circulații sau tratarea cetățenilor ca de două clase. Și voi face tot ceea ce va ține de mine și de alianța noastră de dreapta, ca vocea noastră să fie respectată în Europa și ca toți cetățenii din Moldova și cei 1 milion care au cetățenie dublă și toți cetățenii să se regăsească în Uniunea Europeană cu aceste drepturi și libertăți și să aducem oamenilor un trai mai bun și un zâmbet pe față, pentru că vremurile nu sunt deloc ușoare acum. Da, și aici nu pot să nu vă întreb despre riscurile de securitate care continuă să persiste în regiunea noastră, în special asupra Republicii Moldova. Și o întrebare așa tranșantă, directă, cum ar proceda România în cazul în care Republica Moldova ar fi supus unui atac? Înțelegem din partea cui? România în niciun caz nu poate să stea deoparte. Da, dar România este țară NATO și nu poate să se implice în conflict armat. V-am spus ce cred eu. România nu poate să stea deoparte și nici nu se va ajunge acolo. Există garanții de securitate și tocmai de aia este atât de important ca această opoziție pe care a făcut-o vestul lui Putin, o luptă pentru lumea liberă, să continue. Și să sprijinim pe cei care se luptă efectiv, adică pe cei din Ucraina, un stat agresat de Rusia lui Putin. Am auzit pe la unii că se oboseală, că e oboseală de la război. Nu există oboseală în fața răului, n-ai cum să cedezi. Dar în societate există. O poate exista, numai că nu ne putem permite și asta, înseamnă leadership politic, să explici oamenilor că este vital pentru binele lor, pentru copiilor, pentru viața lor, să trăim într-o lume liberă, nu într-o dictatură. Știm cum e dictatură. Știm că am fost acolo. E rău. E rău, înseamnă foamete, înseamnă suferință, înseamnă un pumn în gură dacă îndrăznești să vorbești liber. Nu vrem acolo, respingem această barbarie care puțin își închipuiau, deși noi cei din Estul Europei am avertizat pe cei din Vest, că știți că așa asta e o problemă, că vocea noastră n-a fost suficient ascultată. Noi cei din Est am spus atenție la Putin. Și ni s-a spus, da, merge bine și business-ul cu gaz, merge bine pe multe zone, ce tot vorbiți voi acolo? Acum am văzut și pe președintele Macron și m-am bucurat că și-a asumat acest rol de leadership, coleg de familie politică cu noi. Nu există altă variantă decât să rezistăm și să luptăm cu răul. Dacă vine vorba despre Putin, nu știu în ce măsură ați observat acel interviu cu ziaristul Carlson, unde Putin vorbește despre teritoriile actuale ale Ucrainei și spune că nu e o aparțiune ciudată Ucrainei, sunt teritoriile Poloniei, Ungariei, României și aici s-a oprit. Nu a făcut referința la Republica Moldova pentru că trebuia să vorbească despre pactul Molotov-Ribbentrop din 1939, dar aici s-a oprit această discuție despre istorie. Cum credeți? A avut în vedere și o posibilă reunificare? Rusia ar putea recunoaște această reunificare? Eu cred că repet, strict opinia mea personală, că în momentul de față o discuție și pe acest subiect oricând se poate purta. Dar modul cum acționează în prezent Kremlinul, orice propunere vine din partea lor, nu poate fi luată în serios. Este clar că a încercat să bage strâmbe între țări ca să nu ajute Ucraina. Putin a spus după anexarea Crimeei că nu trebuie să-și facă nimeni griji că nu va mai provoca Ucraina și vedem că de 2 ani de zile există atât de multă suferință. Am fost recent la un eveniment unde am rămas profund marcat, unde a participat soția ambasadorului Ucrainei în Republica Moldova și prezenta situația 17 copii din Mariupol care au fost nevoiți în această viață nefericită să-și înmormânteze singuri părinții în propria curte.
Sunt tragedii cumplite comise de Rusia de astăzi împotriva unor oameni nevinovați. Știm foarte bine realitățile din estul Ucrainei. O bună parte din acești cetățeni care au rămas astăzi fără nimic, în sinea lor erau destul de atașați de Rusia. Ei plătesc un preț foarte scump doar pentru că nu și-au dorit acest război, doar pentru că erau cetățeni ai unui stat în Europa, un stat care prin mecanismele sale democratice a decis să se apropie de Uniunea Europeană și evident să nu mai fie constrânsă de Moscova să accepte tot felul de concesii. Trăim niște vremuri foarte dure și de aceea cetățenii Republicii Moldova trebuie să știe că Uniunea Europeană și România iau în calcul orice scenariu pentru a fi susținută Republica Moldova în caz de provocări majore. Știm prin ce se trece în Republica Moldova în aceste vremuri, când vedem că de la Moscova vin aproape în mod constant mesaje de amenințare. Aproape zilnic. Domnul Tomac știe ce vorbește când vorbește despre Ucraina, pentru că, pentru cei care nu cunosc, domnul Tomac este născut în Ucraina și ați fost cetățean al Ucrainei. Nu sunt născut în Ucraina, îmi pare rău să vă contrazic. Nu. Așa ce sunt născut în comuna Babele, din sudul Basarabiei. Bunicul meu s-a născut tot în comuna Babele, în 1910, și pe certificatul lui de naștere scrie Imperiul Țarist. Așa. Bunica mea s-a născut tot în comuna Babele, în sudul Basarabiei, în 1924, și în certificatul ei de naștere scrie Regatul României. Eu și părinții mei ne-am născut tot în comuna Babele, în sudul Basarabiei, dar era URSS. Deci când m-am născut eu nu exista Ucraina, așa ca să facem o scurtă prezentare istorică, că noi basarabenii ținem totuși la lucrurile care ne definesc. Și faptul că Stalin a avut această generozitate să împărțească un teritoriu românesc administrativ și să lase aceste urme, nu înseamnă noi trebuie să prezentăm lucrurile așa cum sunt. Și sigur, evident că în momentul de față această zonă este partea Ucrainei și eu mă bucur că președinta Maia Sandu a fost una dintre personalitățile care a insistat destul de ferm în relația cu Zelenski ca românii din Ucraina să nu mai fie asimilați drept moldoveni și divizați în două comunități. Și această chestiune este extrem de importantă pentru toți. Să nu mai fie utilizată sintagma limba moldovenească în școlile din Ucraina. Vă mulțumesc pentru întrebare, pentru că mi-ați oferit prilejul să nuanțez originea mea basarabeană, română, din această țară. Am înțeles. Nu v-ați născut în Ucraina, dar v-ați născut în Ucraina din Uniunea Sovietică la acel moment. Vroiam să întreb în acest context de securitate, poate domnul Drulă, la noi se speculează foarte mult pe principiul neutralității din Constituția Republicii Moldova, în special cei care l-au salutat pe domnul Tomac, mergeau la congres, ei insistă pe statutul neutru. În ce măsură neutralitate ne poate asigura securitatea în aceste vremuri? Eu cred că răspunsul este că nu poate. Între tiranie și barbarie și expansionism de ev mediu, în care treci prin sabie pe cei ce stau în cale și lumea liberă, nu poți stai undeva la mijloc. Și asta e o dezbatere amplă și într unele țări care tradițional și-au stabilit această neutralitate. Mă refer aici și la Austria, că până la urmă securitatea lor e asigurată de noi ceilalți. Nu? Și a fost un anumit context. Dacă mutăm Austria puțin mai lângă Putin, s-ar putea să nu mai fie așa, să fie un pic mai rece la picioare, cum sunt țările baltice. Și chiar în Elveția există un disconfort și ați văzut că există un anumit sprijin care se dă Ucrainei, că între rău și bine nu poți stai la jumătate. Pentru că vorbim de un imperiu al răului, vorbim de un om bolnav. De aceea când ați pus întrebarea anterioară, nici nu am vrut să intru să iau în considerare elucubrațiile lui geoistorice cu... Da. Ceaușescu le avea pe astea, da? Adică e fiecare dictator
calcă în picioare vieți de oameni, distruge destine, ați auzit acea poveste spusă de domnul președinte Tomac, care ne, chiar dacă acest război poate că ne-a desensibilizat într-un fel aceste drame, dar ele sunt reale și există și cutremurătoare, oameni nevinovați, copii nevinovați, cu destinele distruse și frânte, pentru ce? Pentru un om bolnav. N-avem ce să facem în momentul în care există asta decât ceea ce s-a întâmplat dintotdeauna, adică să te lupți cu rău. Eu am văzut la dumneavoastră o postare pe rețelele de socializare referitor la NATO, unde criticați guvernul României. Pentru mine a fost o noutate, n-am știut că în 2023 guvernul României a alocat doar 1,6 din PIB pentru apărare, ceea ce este mai puțin decât este acceptat de comun acord, da, în NATO, în țările NATO, și dumneavoastră vă propuneți în cazul în care veniți la guvernare să acordați pentru apărare numai puțin de 3%. Da, acum este 2% era și în vremuri de pace. Da, obiectivul. Cu atât mai important devine să să investim și să avem aceste programe de înzestrare în timpuri de război. Război lângă noi, nu e România în război, dar trebuie să fii pregătit ca să ai vezi de drone cad în județul Galați. Cad în da și în Delta Dunării și în Tulcea, și aici guvernul nostru vreo 2 luni de zile le-a ținut-o că parcă plouă cu bucăți de drone. Ele erau drone de atac Shahed ale lui Putin. Spuneau că nu știm exact de unde sunt, până au recunoscut. Nu e regulă să nu duce aceste programe de înzestrare la bun sfârșit, iar guvernul nostru, trebuie știut asta, a luat în luna decembrie, deci numai când câteva luni, 7 miliarde de lei de la apărare, care erau pentru aceste programe de înzestrare, și le-a mutat într-un așa numit fond de rezerve, de fapt o pușculiță la îndemâna domnului Ciolacu, de unde a transferat către clienții dumnealui politici primarii de culorile potrivite, către contracte de tot felul. Trebuie să spui prioritățile în ordine în momentul în care trăiești o asemenea criză de securitate. Vedem că și președintele nostru se tot visează în tot felul de funcții, dar în primul rând ar trebui ca tu să dovedești la tine acasă că te ocupi de ceea ce trebuie. Ori raportul ăsta pe care l-a scos NATO, unde România n-are decât 1,6% din PIB în zona de cheltuieli, e unul care nu ne pune într-o lumină bună. Și aici vroiam să întreb despre războiul hibrid care este în toie în Republica Moldova. Noi avem destul de mulți, suficient de mulți deputați în Parlament proruși care cel puțin nu au condamnat niciodată războiul, ca să nu zic că îl susțin. Și aici vreau să întreb că despre experiența dumneavoastră. Aveți și dumneavoastră. Doamna Șoșoacă la noi e citată cu regularitate, sunt aduse spusele ei în calitate de argumente pentru susținerea Rusiei. Aur și George Simion sunt destul de activi la Chișinău, chiar dacă are interdicție de a intra. Cum dumneavoastră luptați cu aceste mesaje pro-Kremlin, pro-Rusie, și ce ar trebui să învățăm noi din experiența României? Sau invers? În momentul de față avem această realitate. Avansul tehnologic ne-a schimbat viața mult în bine. Însă nu toată lumea privește aceste oportunități. Avem 3 minute, dacă... facilități și iată că există și actori care în mod asumat deformează realitatea încercând să prezinte lucrurile altfel decât sunt. Dezinformarea ca instrument de propagandă a devenit o amenințare reală în interiorul Uniunii Europene. Putin, pentru că n-a reușit să câștige războiul în 7 zile cum și-a propus, a deschis un front extrem de periculos în inima Europei. Și acest front se numește dezinformarea, pe care îl utilizează prin toate instrumentele care există și inclusiv prin actori politici. Dacă cineva mi-ar fi spus acum 5 ani de zile că vom avea politicieni români care vor merge la ambasada Rusiei și vor spune că tot ceea ce face NATO și Uniunea Europeană și Statele Unite în relația cu România este rău, eu aș fi spus că cineva și-a pierdut complet busola, dar trăim aceste realități. Dacă cineva mi-ar fi spus că George Simion, care venea pe aici și se afișa drept un mare patriot care luptă pentru binele Republicii Moldova și care atunci când Rusia a tăiat gazul
și nu mai furniza curent pentru Republica Moldova energie electrică și el spunea că România face rău că susține Republica Moldova, la fel mi-aș fi spus că sunt scenarii în care nu cred. Dar aceste realități se întâmplă, din păcate. Și oamenii trebuie să vadă lucruri cu claritate. Când ești partener și prieten și susținător al Republicii Moldova, o susții indiferent de conjunctură. Ori acești oameni nu sunt liberi. Ei fac un anumit tip de joc. Și este periculos. Și vreau multe întrebări să vă întreb dacă aveți parteneri în Republica Moldova, un partid politic, lideri? Sigur, avem dialog cu forțele democratice. Cine va face campanie pentru Dreapta Unită? Și PAS și partidul CUP, care suntem colegi în ALDE. L-avem și pe colegul nostru, domnul Lilian Carp, care este membru și în USR-ul românesc. Avem mare eveniment. Deci, practic, sunteți reprezentați în Parlament. Suntem reprezentați într-un fel în Parlament. Avem echipă bună aici și pentru noi a fost o prioritate. Bucur că ne-am întâlnit și în formula de începusem lucru pe USR, dar formula de Dreapta Unită împreună cu Partidul Mișcarea Populară, care are o tradiție mai veche decât noi, și vreau să-i convingem pe oameni că e important să iasă la votul ăsta din 9 iunie, să-și exercite dreptul la vot și să dea un vot pentru speranță, care este un vot pentru Dreapta Unită. Eu vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune. Timpul nostru a expirat. Eu mai am întrebări multe. Sper că mai ajungeți. Cu plăcere. Studioul la TV. Mulțumesc. Stimați telespectatori, asta a fost discuția de astăzi. Ne vedem luni. O seară frumoasă!